După întâmplările de pe muntele Carmel, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii, în 1 Împărați, capitolul 19. Acolo, Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. După aceea trecem la versetul 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Noi, fraților, suntem de multe ori încercați în lume, dar trebuie să fim atenți ca să nu ne lăsăm speriați de astfel de lucruri, să nu ne lăsăm mâhniți ca Ilie, să nu fugim în peșteri și în pustii, ca să nu ajungem să fim chemați de Dumnezeu și să ne întrebe: ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, frate? Ce faci tu aici, soră? Cântarea pe care vreau să o cânt spune așa: cum ar fi dacă într-o zi Dumnezeu ți-ar spune ție, cum profetului a spus, ce faci tu aici, Ilie? Cum ar fi dacă într-o zi Dumnezeu ți-ar spune ție, cum profetul lui a spus, ce faci tu aici, Ilie? I-ai răspunde că te simți pustici, însingurat, că ai rămas doar tu din toți, doborât și încercat. Are Domnul spinății lui peste tot, pe tot pământul, care nu s-au întinat, care n-au călcat cuvântul, care umblă în lumină, lui ba nu se închină, nu ești singur în pustie. Ce faci tu aici, Ilie? Câteodată ne simțim în uitare ca Ilie, suspinăm și suferim, doar și doar Domnul știe, doar dorul de cel drag, doar palma ce-ai primit, doar când te simți trăit, doar când nu ești iubit. Are Domnul sfinții lui peste tot, pe tot pământul, care nu s-au întinat, care n-au călcat cuvântul, care umblă în lumină, lui ba nu se închină, nu ești singur în pustie. Ce faci tu aici, Ilie? Doar când te simți respins, doar lacrima din gen, doar când te simți învins, întristarea când se așterne, suferința în corpul tău, sufletul nemântuit, doare când în gândul tău știi că ai păcătuit. Are Domnul sfinății lui peste tot, pe tot pământul, care nu s-au întinat, care n-au călcat cuvântul, care umblă în lumină, lui Baal nu se închină, nu ești singur în pustie. Ce faci tu aici, Ilie? Are Domnul sfinții lui peste tot, pe tot pământul, care nu
sau întina, care n-au călcat cuvântul, care umblă în lumină, lui Baal nu se închină, nu ești singur în pustie. Ce faci tu aici, Ilie? Amin.